Miercuri, pe 18 noiembrie, a fost organizată etapa pentru categoria 9-13 ani, limba română. Joi, 19 noiembrie, va fi cea la categoria 14-18 ani, limba română, iar marți, pe 24 noiembrie, la categoria 14-18 ani, limba engleză. Biblioteca Bucovinei Ighes Biera Suceava, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Suceava, organizează etapa finală a concursului național de lectură Bătălia Cărților, ediția a doua, ce a avut ca scop stimularea lecturii în rândul copiilor și adolescenților. Concursul s-a derulat în perioada februarie-octombrie 2015 sub egida Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și a fost organizat în mai multe biblioteci publice din țară. La acest concurs, ce a avut 3 secțiuni, lectură în limba română și lectură în limba engleză, au participat copii de 11-13 ani și adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, ce au permis de intrare la bibliotecă. Înscrierea s-a făcut la toate secțiile și filialele bibliotecii prin completarea unei fișe de înscriere, numărul total al celor înscriși fiind de 85 de copii și tineri. Pentru a intra în finală, participanții au lecturat cărțile din lista recomandată și au predat fișele de lectură. Fișele au fost evaluate de către o comisie din care au făcut parte profesori, bibliotecari și scriitori. Evenimentul final se axează pe dezbaterea Convinge-mă să citesc, în cadrul căreia participanții vor susține cartea preferată și vor răspunde la întrebări pe marginea cărților citite, jurizarea și festivitatea de premiere. Sub genericul Lectura vă face învingători vor fi acordate premii finaliștilor, iar cel mai bun cititor va deveni cititorul anului.